Salut și bine v-am găsit la partea a patra a proiectului misterios, dacă socotim și prima parte, adică programul și materialele necesare, da? Am lucrat până acum capul jucăriei misterioase și mânuțele, iar astăzi o să vă arăt cum facem corpul. Începem cu faimosul cerc magic în care lucrăm 6 piciorușe scurte. Dacă sunteți pentru prima oară aici, vă urez bine ați venit. Eu sunt Georgi, gazda voastră, și croșetăm împreună jucării amigurumi. Ați nimerit la un proiect în care ne distrăm croșetând o jucărie misterioasă, ceea ce înseamnă că urmăritoarele nu știu ce croșetează, primesc rând pe rând câte o părticică de lucrat. La final o să aflăm ce anume este. Rândul al doilea, facem 6 înmulțiri, continuăm să lucrăm în spirală, deci nu unim. Mergem mai departe, puteți să folosiți pentru a vă fi mai ușor un marcator care să marcați primul ochi, primul picioruș al fiecărui rând. Astăzi nu mi-am găsit încă poziția potrivită de filmat. Așa, rândul al treilea, ca de obicei, facem un picioruș scurt și o înmulțire până la capătul rândului. La finalul rândului vom avea 18 piciorușe scurte. Deci repetăm secvența de un picioruș și în următorul o înmulțire. Rândul 4 voi face un picioruș scurt, o înmulțire în următorul picioruș, apoi voi merge cu secvență de 2 piciorușe scurte și o înmulțire până aproape de finalul rândului, unde îmi va mai rămâne un picioruș scurt de lucrat. Repetăm secvența de 2 piciorușe scurte și o înmulțire de 5 ori. Opa, era să sar un picioruș. Așa. Și ultimul picioruș la final. Am ajuns la capătul rândului. Avem 24 de piciorușe la finalul rândului 4 și vom continua cu 3 piciorușe scurte și o înmulțire, secvență pe care o vom repeta de 6 ori în total și vom obține 30 de piciorușe scurte. Am ajuns la finalul rândului 5. Cu 30 de piciorușe scurte și voi merge mai departe. Haideți să-mi iau un marcator. Mi-l iau de aici, de la cap, că l-am văzut aici lângă mine. Acum, următorul rând, rândul 6, fac 2 piciorușe scurte și o înmulțire, după care 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4 și
O înmulțire, secvență pe care o repet din nou de 5 ori, mă va duce aproape de finalul rândului, unde mai ne rămân 2 piciorușe scurte, iar la finalul acestui rând obținem 36 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la final. Așa, lucrez ultimele 2 din acest rând. Am terminat și rândul 6. O să continui cu rândul al 7-lea acum. 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și o înmulțire. Opa! Și o înmulțire. Aceasta e secvența ce o vom repeta până la capătul rândului și vom obține 42 de piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și o înmulțire. Ne întâlnim la capătul rândului. Așa. Acum avem 42 de piciorușe scurte și vom trece la următorul rând, care este tot un rând cu înmulțiri. Aici voi face primele 3 piciorușe scurte, o înmulțire, după care fac 6 piciorușe scurte, 3, 4, 5, 6 și o înmulțire. Dacă vreți să vă controlați dacă e bine, totdeauna ultima înmulțire e ultimul ochi al penultimului rând. Ultimul ochi al înmulțirii, nu din rândul anterior, din rândul, cum se zice? Ați înțeles ce am vrut să zic? Mai mult am arătat. Ne întâlnim la finalul rândului. Continuați cu 6 piciorușe scurte și o înmulțire. Din nou, după ultima secvență cu ultima înmulțire, ne mai rămân 3 piciorușe scurte pe care le lucrăm. Și la finalul acestui rând avem 48. Este rândul 2, 4, 6, 8. Rândul 9 e ultimul cu înmulțiri și vom face secvențe de 7 piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului. Repetăm secvența de 6 ori și obținem 54 de piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și o înmulțire, da? În următorul. Acesta e rândul 9, ne întâlnim la capăt. Bun. Am terminat rândul 9 și o să continuăm pe 54 de piciorușe scurte pe următoarele 6 rânduri. Deci rândurile 10, 11, 12, 13, 14 și 15, da? Inclusiv. Mergem cu 54 de piciorușe scurte de jur împrejur, fără să ne mai socotim, nu mai înmulțim și ne întâlnim la finalul rândului 15 să continuăm. Bun, eu am terminat cele 6 rânduri cu 54 de piciorușe scurte și la rândul următor voi începe scăderile. Și voi face 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și o scădere invizibilă, adică în următoarele 2 piciorușe o să intru cu croșeta doar în bucla din față, apoi trag firul prin astea două. Așa. 7 piciorușe scurte și o scădere. Secvența asta se repetă până la finalul rândului de 6 ori și rămânem cu 48 de piciorușe scurte. 4, 5,
6, 7 și o scădere. Mă gândeam în timp ce lucram că această jucărie misterioasă ar fi fost distractivă chiar și dacă ați ști exact ce este. Adică dacă eu v-aș spune că croșetăm o, să luăm un exemplu, o albinuță misterioasă, tot misterioasă ar fi pentru că n-ați ști rezultatul final și cum arată această albinuță. Spre exemplu, 3, 5, 6, 7. Nu-i așa? Sunt tare curioasă cum este pentru voi experiența asta. Eu m-am distrat copios la când am citit ideile ce le-ați avut. Dar sunt tare curioasă cum e pentru voi, dacă vă distrați, dacă sunteți nerăbdătoare și dacă vă place. Lăsați-mi comentariile voastre și gândurile voastre. Eu citesc absolut toate comentariile. Nu reușesc totdeauna să răspund la toate, dar mă bucur de fiecare în parte. Am ajuns la finalul rândului, fac ultima scădere fix înaintea marcatorului, ceea ce înseamnă că am mers bine, dacă iese numărătoarea. Și următoarele două rânduri, rămânem la 48 de piciorușe scurte, vom face două rânduri cu 48, rândurile 17-18 și ne întâlnim la finalul rândului 18. Bun, am terminat rândul 18 și vom continua acum rândul 19 cu, și vom face scăderi, vom face 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte și o scădere. 6 piciorușe scurte și o scădere până la capătul rândului. O să rămânem cu 42 de piciorușe scurte. Ne întâlnim acolo. Bun. La finalul rândul 19, 42 de piciorușe scurte și vom continua pe 42, rămânem până la finalul rândului 22, adică rândurile 20, 21, 22, o să facem 42 de piciorușe scurte în spirală și ne întâlnim la final pentru următoarele scăderi. Am ajuns la finalul rândului 22, rândul 23. Continuăm cu scăderi. Deci vom face 5 piciorușe scurte, 3, 4, 5. Trebuie să fiu sigură. Am numai 4, 5. Și o scădere, da. Eu am verific și cu scăderea precedentă, da, de aici. Trebuie să fiu un pic înaintea ei. Și atunci, continuăm secvența de 5 piciorușe scurte și o scădere până la finalul rândului și ne rămân 36. La finalul rândului 23 avem 36, cu care mergem rândurile 24, 25 și 26. Încă 3 rânduri de piciorușe scurte. Ne întâlnim la finalul rândului 26. Am terminat rândul 26. Continui cu rândul 27, unde din nou facem scăderi. Și o să fac 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 și o scădere. Până la final o să rămânem cu 30 de piciorușe scurte la finalul rândului 27. Dacă doriți, puteți să începeți să umpleți corpul. Eu prefer să umplu la final ca să nu țin greutate în mâna asta cu degetele. Mi se pare mai ușor și corpul îl vom lucra până pe, scădem până la 24, deci mi se pare găurica ce rămâne e suficientă pentru a umple corpul la final. Acum asta e alegerea voastră.
faceți cum credeți că e mai bine pentru voi. Așadar, patru piciorușe jos cădere, invizibilă până la finalul rândului 27. Puteți să-mi lăsați comentariile voastre cu bune practici pentru umplere. Când umpleți voi jucăriile? În timp ce lucrați sau doar la final? Stare curioasă. 1, 2, 3, 4 și o scădere. Am terminat și acest rând și acum 4 rânduri mă duc pe 30. Da? Deci rândurile 28, 29, 30 și 31 rămânem pe 30 de piciorușe scurte și ne întâlnim la rândul 32. Bun, rândul 32 o să avem 3 piciorușe scurte și o scădere până la capătul rândului. O să rămânem cu 24 de piciorușe scurte, 3 piciorușe scurte și o scădere. Rândul 32. Mai avem puțin, foarte puțin din acest rând, din această parte, de fapt, vreau să zic. Și mă gândeam să vă mai dau cu acest video și unul dintre accesorii, sau nu accesorii, de părticelele astea mai micuțe, ca să avem la petrecerea de asamblare cât mai puțin de lucru, mai mult de asamblat, ca să ne putem asambla împreună și să vă bucurați la final de jucărie. Rândurile 33 și 34, o să mergem cu 24 de piciorușe scurte. Și după aceea eu mă opresc să și umplu corpul. Voi, dacă v-ați apucat deja, umpleți cât de bine puteți, pentru că după rândul 34 o să facem doar trucul pentru stabilitatea capului, ce vi l-am arătat la ciupercuța Amanda. Eu îl folosesc la absolut toate jucăriile de când am aflat despre acest truc, pentru că mi se pare foarte, foarte bun pentru stabilitatea capului și face diferența. Așa, dar umpleți până la final, pentru că o să încheiem după rândul 34, nu mai creștem, da? Doar încheiem capul. Am umplut bine, o să mai umplu puțin pe final. Acum deja umplutura mi-e sus și nu vreau să mă încurc în ea. Și avem 24 de piciorușe scurte. Vom continua în bucla din spate și vom face 1, 2, opa, ce nebună, piciorușe scurte. 1, 2 piciorușe și apoi o scădere. Și mergem așa rândul ăsta, în bucla din spate, două piciorușe scurte și o scădere. Se formează un fel de margine de care vom prinde capul. Următorul rând vom face un picioruș scurt și o scădere și nu mai lucrăm în bucla din față. Bine, scăderile le facem în bucla din față, că așa e scăderea invizibilă. Dar aici, în momentul ăsta, nici nu mai prea contează, pentru că va fi închisă partea asta, da? Un picioruș scurt și o scădere. Le fac invizibile, că parcă așa sunt mai obișnuită.
Și aici vedeți că eu tot împing cu degetul, dar mai putem băga niște umplutură. Cât să simțim că e umplut peste tot, că nu sunt goluri. Treaba asta cu umplutura e o chestie de care am tot discutat în șezătoarea anuală pentru, organizată pentru membrele comunității, membrele acestui canal care s-au alăturat, și am dus acolo mai multe jucării. Unele dintre fete fac jucăriile foarte, foarte tare umplute. Mie nu mi se pare greșit nicio variantă, nici suficientă, nici multă, atâta timp cât lucrătura îți permite să introduci așa multă umplutură, înseamnă că lucrezi destul de strâns, nu se deformează și nu se formează găurelele acelea. Dar prea puțină umplutură ar însemna să avem niște goluri care în timp nu ajută la durabilitatea jucăriei. Eu cred că printre cele mai moi jucăriile am, dar sunt pline. Îmi dau silința să fie pline. Și am terminat și rândul cu un picioruș scurtușor scădere și acum o să fac scăderi în ultimul rând, așa, până când pot să-mi închid eu găurica asta. Sincer, nici nu cred că fac 6, că începe să se vadă un pic mai țuguiat. Cred că am 4 și aș putea să mă opresc, pentru că voi lua un ac, trebuie să-mi las mai mult fir. Știți cum e, mai bine decât prea puțin, ca apoi după aceea ne chinuim. Cut un picioruș alunecat și găurica asta pot să o strâng. O să intru cu acul în bucla din față a piciorușelor ce mi-au rămas. Vedeți că umplutura e chiar până sus. Aici o să închid. Cred că am ajuns la final. Strâng un pic așa. Mai am un pic. Cred că aici n-am băgat. Să se strângă și să se închidă cu totul. Așa. S-a închis. Și partea asta va fi oricum închisă. Aici am securizez un pic firul, fac un noduleț să nu cumva să se desfacă și îmi duc firul aici unde o să fie prins capul. Așa. O să facem și botul jucăriei noastre ca să ne rămână cât mai puțin la partea de asamblare de lucrat, da? Ultimele detalii, acum știți că o să aibă și bot, de-abia aștept să vedem ce credeți că lucrăm noi împreună. Pentru bot am luat firul alb și voi face tot în cerc magic, 6 piciorușe scurte la rândul 1, 4, 5, 6, apoi rândul al doilea, în spirală, ca de obicei, 6 înmulțiri, ca să obținem 12, apoi continuăm cu rândul 3, standard, ceea ce înseamnă că la rândul 3 vom face un picioruș scurt și o înmulțire
până la capătul rândului. O să obținem 18 piciorușe scurte. Lămâie cu bretele, extraterestru, spiriduș bolnav, am mai auzit, din cauza că e galben. Voi ce credeți că va fi? Așa, rândul 4, acum 1, 2, 3 piciorușe, apoi 2 înmulțiri. Apoi 9 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 2 înmulțiri. După care ne mai rămân 2 piciorușe scurte. Și acesta a fost rândul 4. Rândul al 5-lea, 1, 2, 3 piciorușe scurte, apoi facem un picioruș scurt și o înmulțire în înmulțirea din rândul precedent, din nou un picioruș scurt și o înmulțire în a doua înmulțire din rândul precedent, după care mergem din nou cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, da? 9 piciorușe scurte, apoi din nou secvența de un picioruș scurt și o înmulțire în a treia înmulțire din rândul precedent și încă o dată un picioruș scurt și o înmulțire în ultima înmulțire din rândul precedent și ne mai rămân încă 2 piciorușe scurte. Iar acum o să mergem ultimul rând cu piciorușe simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 și 26. Deci am avut la rândul 3 18 plus 2, plus 2, 4 de fapt, 8, 22, a fost la rândul 4, 22, plus încă 4, 26. Bine, bine. Bun, mi-am lăsat fir cu care o să cos. Aici fac un picioruș alunecat. Închei și avem și bot și corp și avem și mânuțe. Ce ziceți voi? Cam așa. Și să văd să-mi cos, când o să-mi cos, o să-mi cos mânuțele așa. O să revenim cu următoarea parte care va fi, vor fi piciorușele și probabil încă un detaliu ca să ne rămână cât mai puțin în ultima parte, la asamblare. Vă aștept vineri la petrecerea de asamblare, eu voi fi în
chatul live, vom organiza o premieră și voi fi acolo să descoper reacțiile voastre la final când arăt jucăria gata. Vă doresc mult, mult spor și o săptămână frumoasă! Pa, pa!